Membrii a 8 asociații de veterani îi îndeamnă pe colegilor care au anunțat proteste în centrul capitalei să renunțe la manifestație. Într-un comunicat de presă, asociațiile de veterani menționează că în spatele organizatorilor ar sta interese politice. Totodată ei fac apel către doritorii de a participa la protest să nu reacționeze la provocări, să stea acasă și să respecte restricțiile impuse în perioada pandemiei de coronavirus. Și asta deoarece pericolul de îmbolnăvire este foarte mare. Autorii apelului spun că cei care au anunțat că ies la protest nu reprezintă vocea tuturor asociațiilor de veterani și că nu au discutat despre această intenție cu președinții și nici cu membrii organizațiilor. Acum, mai mult ca niciodată, este nevoie de consolidarea societății și de susținere, nu de dezbinare. Problemele trebuie soluționate la masa de dialog cu autoritățile, nu în cadrul protestelor, mai spun veteranii. Mai multe persoane care spun că fac parte din Consiliul Național al Veteranilor au anunțat că vor organiza duminică un protest în care vor cere guvernului indemnizații de 3.000 de lei, precum și pentru văduve, polițe de asigurare medicală pe viață, călătorii gratuite cu transportul public, dar și compensarea cu 50% a facturilor la întreținere. Într-o postare pe Facebook, premierul Ion Chicu a scris că dialogul cu veteranii a fost o prioritate pentru guvernul pe care îl conduce și că mai multe doleanțe ale acestora au fost îndeplinite. Manifestațiile publice cu participarea a peste 50 de persoane sunt interzise în această perioadă pentru a evita răspândirea noului virus.